Pentru cei care iubesc cuvântul Domnului, îi rog să deschidă cu mine la Evanghelia după Ioan. La capitolul 20. Vom citi cuvântul Domnului începând cu versetul 1. În ziua din întâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt, nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă. Amin. Mă rog să ocupați locurile. Sunt câteva lucruri pe care va trebui să le biruim în seara asta. Va trebui să biruim o sonorizare care îmi întoarce ecoul. Va trebui să biruim poate oboseala unei săptămâni care s-a acumulat. Și va trebui să biruim poate faptul că din când în când copiii, așa cum sunt ei copii, își vor cere drept. Așa vorbesc ei. Ei acum vorbesc. Așa vorbesc ei. Copiii nu au alt limbaj. Când le e foame, plâng. Când le e cald, plâng. Când vor afară, plâng. Iubiții Domnului, Dumnezeu să ne dea putere pentru seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze ca cât mai este din ziua de astăzi să o folosim pentru Domnul Dumnezeu și sufletul tău să capete în seara aceasta un răspuns. Că ai venit la biserică cu așteptare, Dumnezeu să împlinească așteptarea ta. Există în viață oameni care au foarte multe curiozități. Există oameni care sunt interesați să afle ce se întâmplă în ograda altuia. Există oameni care sunt interesați să știe ce se întâmplă la altul în casă. Există oameni care doresc foarte mult să știe cum își petrec alții timpul liber, ce haine și-au mai luat, ce-au mai făcut la ei în casă, dacă mai au o mobilă nouă, dacă și-au schimbat mașina, dacă sunt tot la același loc de muncă sau în altă parte. Există oameni curioși pe pământul ăsta. Există oameni care sunt curioși. Există un cuvânt în dreptul acestei femei, pentru că în seara aceasta aș vrea să spun povestea Mariei Magdalena. Aș vrea să spun povestea Mariei Magdalena, poate cum nu știi tu, dar cu siguranță cum a scris-o Duhul Sfânt. Aș vrea să vorbesc despre această femeie în termenii în care Duhul lui Dumnezeu ar dori să o cunoaștem și să o știm. Ca orice om pe pământul acesta, ea are un trecut, un prezent și un viitor. Așa cum tu ai un trecut, așa cum eu am un trecut, așa cum tu ai un prezent, așa cum eu am un prezent, așa cum cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și o să ai și tu în viitor. Dragii mei, despre femeia aceasta se scrie în Sfânta Scriptură la timpul trecut în următorii termeni. Din această femeie, spune Domnul Iisus Hristos, că au fost scoși 7 demoni. 7 demoni, da?
Cât privește trecutul acestei femei, în Sfânta Scriptură despre ea se spune că din ea Iisus Hristos a scos 7 demoni, punct. E felul nostru de a fi să întrebăm ce fel de demoni a avut femeia asta. E felul nostru firesc de a căuta să aflăm ce se întâmplă în viața altuia. Și avem curiozitățile acestea care ne macină o mulțime de timp. Am vrea să știm, dacă se poate, ce fel de om a fost Maria Magdalena, ce fel de demoni a avut. Duhul curviei? A fost prostituată? Ne e drag cancanul și am vrea să știm cumva pe unde a fost. A fost și pe la noi pe stradă? Am vrea să știm ce alt demon a mai avut, al ghicitoriei, al vrăjitoriei, ce alt demon a mai avut femeia aceasta. Dar vreau să vă spun în această seară că eu cunosc un Dumnezeu al demnității restaurate. Vorbim în această seară și ne întâlnim la biserică pentru că noi știm că Dumnezeu, cât privește trecutul nostru, în dreptul acelora căruia Dumnezeu a scris mântuit și salvat, Dumnezeu a aruncat păcatele în marea uitării. Aleluia! Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să scormonească în trecutul unui om și Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să te facă pe tine să te rușinezi înaintea oamenilor, arătându-te așa cum n-ai fi dorit să te cunoască oameni. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, mă bucur că în dreptul acestei femei, Dumnezeu din cer a spus, din ea au fost scos 7 demoni. Aș vrea să spun, dragul meu, că de multe ori se întâmplă că atunci când stăm de vorbă unii cu alții, spunem așa, ei, săracul, a zis și el o minciună, e adevărat că e gogonată, a zis și el o minciună că e presat săracul, știi, e presat, are presiuni. Are o datorie de plătit în bancă, are și el o lucrare neterminată, a zis și el o minciună, e adevărat că e cam gogonată, dar încercăm să-l scuzăm pentru că e presat. Biblia nu vorbește în termenul aceștia, Biblia vorbește în termen de întuneric și lumină, de Dumnezeu și cel rău. Și Biblia spune că orice fără de lege pe care o facem noi, nu facem altceva prin aceasta decât să dăm autoritate și putere celui rău în viața noastră. Tu numești de multe ori minciuna sau numești de multe ori lucrurile pe care eu sau tu le facem, sunt slăbiciuni, dacă vrei, sunt compromisuri pe care le facem și le glazurăm, le îmblăcăm într-un fel frumos, atrăgător, încercăm să ne găsim scuze, încercăm să găsim argumente, dar Biblia spune în privința aceasta că orice fără de lege vine de la cel rău, așa este? Orice păcat pe care să-l vășești tu, indiferent cum ai încercat să-l justifici, în momentul acela tu nu faci altceva decât să devii un slujitor al celui rău. Femeia aceasta n-a ales ea să fie sub puterea a 7 demoni. Dar așa se întâmplă că în viața noastră lucrurile merg progresiv. A spui o minciună că trebuie să acoperi, știu eu, faptul că n-ai ajuns la timp. Mâine îi spui o minciună pentru faptul că n-ai reușit să termini lucrarea la timp. Poi mâine spui o minciună pentru că a trebuit să acoperi un cec care nu este în bancă. Apoi mai spui încă o minciună, încă o minciună și la un moment dat spui, Doamne ajută-mă, eu sunt robul tău, vin în casa ta și nu dai seama că în planul spiritual tu ești un om legat. Ai impresia că ești un om liber și spui de multe ori sunt un om liber, dar foarte mulți, dragii mei, cu care am stat de vorbă la consiliere, cu care ne-am rugat împreună, mi-am dat seama că în viața lor, datorită faptului că au practicat într-un mod așa la nesfârșit anumite lucruri pe care noi încercăm să le cosmetizăm, au legături în viața lor. Viața stagnează, viața se oprește. Despre Maria Magdalena spune Domnul Iisus Hristos că din ea a scos 7 demoni. Crezi că e de glumă cu lucrul ăsta? Crezi că e de glumă că suntem sub presiunea aceasta extraordinară? Tu știi că pământul acesta cu tot ce este pe el va arde într-o zi, pentru că Dumnezeu nu mai are ce să facă cu pământul ăsta? Pământul ăsta zace în cel rău și pământul ăsta este scufundat în întuneric. Lucrurile pe care ți le dorești tu de cele mai multe ori îi provoacă dezgust lui Dumnezeu. Pământul acesta cu tot ce este pe el, reclamele acestea luminoase, toate aceste construcții și edificii vor arde într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Știi lucrul ăsta, așa-i? Dacă l-ai uitat, ți-l aduc eu aminte în seara aceasta. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu. O să spun, dragul meu, că pământul acesta este un loc în care spunem numai la necaz, Doamne, sunt străin și călător.
Dacă am intrat într-o datorie, spun, Doamne, sunt străini și călători și suntem străini și călători. Dacă a dat peste tine o boală, suntem străini și călători. Dacă ai un necaz oarecare, suntem străini și călători. Altminteri, dacă îți merge bine, nu mai ești nici străin, nici călător. Când îți merge bine, de multe ori uiți de Dumnezeu și ai spune așa, dacă s-ar putea să mai stau o bucată de vreme, că e frumos poate în cer, dar cum e în cer, așa numai să cânt tot timpul? Trebuie puțină acțiune, trebuie puțină acțiune, mai deschid televizorul când trebuie puțină adrenalină, trebuie și mai puțin divertisment, mai umplu viața, mai clătesc ochii, trebuie puțin așa acțiune, puțin aventură. Femeia aceasta s-a trezit la un moment dat, eu sunt absolut convins că în momentul în care cel rău a început să pună stăpânire pe viața ei, nu i-a zis, îmi dai voie ca eu să fiu primul demon din viața ta? N-a venit satana la ușa ei și a zis, am de gând ca împreună cu 7 demoni să locuiesc în viața ta. Fii convins că a venit sub următoarea formă, ei chiar e păcat? E chiar e păcat lucrul ăsta, stai cu minte, au făcut-o și alții. E chiar așa un lucru, crezi că tu nu vezi că toți o fac, chiar e păcat? Așa vine cel rău, pentru că el nu vine nici cu copite, nici cu coarne, că dacă ar veni cu copite și coarne și mirosind a smoală, aoleu, l-am dat afară imediat. Dar el vine așa, sub forma unui prieten care spune, chiar crezi că e păcat lucrul ăsta? Ai măi, stai cu minte, că de la un pahar de bere nu s-a îmbătat nimeni. Și s-a trezit femeia aceasta într-o zi că nu mai poate să facă ce voiește ea. Făcea ceea ce voia cel care, în a cărei proprietate era. În seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vorbim despre puterea lui Dumnezeu care smulge din întuneric. Puterea lui Dumnezeu care îți redă demnitatea de om. Puterea lui Dumnezeu care te ajută să acționezi liber ca o ființă care nu este robită. Dumneavoastră credeți că un om care se mânie, el este liber? Credeți că un om care este nervos, are el pace cu el însuși? Știți cum arată somnul unui om nervos? Știți cum arată cerșaful dimineața în patul unui om nervos? Știți cum arată? Mototolit, că se frământă ca ușa în țățână, spune cuvântul Domnului. Știți cum arată viața unui om care este măcinat în privința aceasta? Dumnezeu să aibă milă de noi. Vorbesc în după amiaza aceasta despre un Dumnezeu. Te rog în timp ce predic, măcar tinerii care au fost cu mine la conferință să mai roage pentru mine. În numele Domnului Iisus vă rog lucrul acesta. Eu de joi seara sunt acum la 7 la serviciu divin. N-am știut că vin aici pe post de lămâie și voi sunteți mixerul. Am sunt stors în inima mea în bucurie de Domnul, dar am și eu niște limite. Pentru că nu sunt un tonomat la care bași fisa, un om. Sunt om și mă rog lui Dumnezeu să-mi dea putere. Amin. Nu vreau creștine să mai scormonești în trecutul altui om. Nu vreau să vii soră la biserică și să te uiți peste umăr la alta. Nu vreau să te uiți pe sub ochelari, că nu ți-a dat Dumnezeu ochelari să te uiți pe sub ei. Amin. Nu vreau să mai judecați pe unul și pe altul. Aș vrea în privința aceasta, când vii la biserică, să vii pentru tine, pentru necazurile tale, pentru viața ta și privirea ta să fie ațintită la Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu ne-a făcut să scormonim. Dumnezeu ne-a făcut să fim oameni care în dragoste să acoperim păcatele altora. Amin. Păcatul nu-i ceva care să facem noi în biserică vorbire despre el. Ar trebui în privința aceasta să ne doară, să ne ducem în rugăciune și să căutăm să ne rugăm lui Dumnezeu pentru aceia care sunt pierduți, pentru aceia pe care îi vezi că sunt răpuși de păcat. Nu să facem din lucrul acesta divertisment. Noi nu vrem să avem o biserică și sunt convins că nici dumneavoastră în care să începem convorbirea dintre noi. Ai auzit ce se zice despre cutare? Nu n-am auzit, nu mă interesează, dacă vrei să vorbim, vorbesc despre mine și vorbești despre tine. Ajută-ne, Doamne! Dumnezeu din cer este Dumnezeul care dorește să trăiești ca o ființă demnă. Dumnezeu din cer când te ridică din pulbere și din cenușă, spune Biblia despre tine că ești o făptură nouă în Hristos. Toate cele vechi s-au dus, amin! Nu mai avem nimic de datorat firii pământești și niciunui om. Dacă Dumnezeu din cer a spălat, rămâne spălat. Aleluia!
Nu vreau să mă fac, dragii mei, pe gratis gunoier. Cui îi place să fie gunoier? Mâna sus. Mă gândeam eu. Păi și când stai să te uiți în trecutul unui om și când scormonești în gunoiul lui, tu nu ești gunoier? Și ești încă gunoier voluntar, nici nu, nu primești vreo răsplată. Înțelegeți ce vă spun, dragii mei? Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu ca biserica să devină un loc al miresmei de viață către viață. Și tu și eu, dragii mei, dacă vorbim, să vorbim despre ceea ce merită vorbit. Ajută-ne, Doamne! Vreau, dragii mei, să vă spun că într-o zi, în dreptul acestei femei, nu pot să cobor că nu aveți microfon, altfel eram de mult jos. Dar asta este, stau aici. Nu-mi place. Dar trebuie să mă supun. Sunt și aici sus, voi sunteți tare departe. Asta este, că până la urmă așa e clădirea, n-ați făcut-o voi, ați moștenit-o. Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru biruința pe care v-a dat-o Domnul. În numele Domnului Iisus Hristos vă zic să o folosiți sănătoși în Domnul Iisus. Vineri s-au semnat actele, eu am fost aici, aleluia. Zici și tu slavă Domnului. Domnul să te binecuvânteze, că biserica în care tu stai, aleluia. Într-o zi, în dreptul acestei femei arătate cu degetul, Maria Magdalena, când trecea pe uliță, stârnea senzații. Când apărea Maria Magdalena, începeau șușotelile. Când apărea Maria Magdalena, se înființau doi sau trei care făceau clubul vorbitorilor. Era un om care s-a întâlnit cu un tânăr și vorbeau despre mărturisire. Și îi spune bătrânul, mă, nu e așa de ușor să mărturisești, nu e atât de ușor. Și tu nu a zis, eu nu văd nicio dificultate. La noi în biserică toți mărturisim despre ceilalți. Nu, asta este mărturisirea. Mărturisirea este să vorbești despre tine, nu despre altul. Când trecea Maria Magdalena era senzație, știi? Pentru că oamenii, când văd pe altul care este arătat cu degetul, prin faptul că îl arată cu degetul, ei se cred mai buni. Ei se cred mai buni. Când ai posibilitatea să arăți pe altul cu degetul, în momentul acela tu te înalți pe tine. Nu-i vorba că tu îl arăți cu degetul pe altul doar fiindcă ție-ți pasă de el, dar în momentul ăla te dai mare, eu nu sunt ca el. Că așa făcea și vameșul, nu? Fariseul cu vameșul. Te-a dat de sus, îți mulțumesc. Două motive a avut și el să fie breaz înaintea Domnului. Primul motiv a zis, mulțumesc că postesc și mulțumesc că dau zeciuială din veniturile mele. Și după aceea a zis, mulțumesc că postesc, mulțumesc că dau zeciuială din veniturile mele, mulțumesc că, că postesc, că dau zeciuială din veniturile mele și mulțumesc că, că postesc. Și după aceea s-a uitat, și mulțumesc că nu scavame și ăla. Că s-a terminat repede lista cu ce faci tu bun. Și după aceea încep să spui, dar mulțumesc Domnului că eu nu beau ca ăla, eu nu vorbesc ca aia, eu nu vin îmbrăcată ca nu știu cine. Și atunci încep să-ți creezi un bine înaintea lui Dumnezeu doar prin simplu fapt al comparației. Dar eu spun un singur lucru, Dumnezeu din cer vrea să te compari cu Fiul lui Iisus Hristos, succes! Când trecea ea, începeau oamenii să șușotească și să vorbească, pentru că există în noi o dorință de can-can extraordinară. Există în noi o dorință de divertisment ieșită din comun și vreau în după amiaza aceasta să o spun și să o spun răspicat și Dumnezeu să vă ajute și să mă ajute. Ne-am pocăit și nu mai bem. Amin. Ne-am pocăit și nu mai fumăm. Amin. Ne-am pocăit și nu mai curvim. Amin. Că-s păcate la vedere se văd. Dar în schimb vorbim... Vorbim de a ajuns să fie asta boala numărul 1 a bisericii. Vorbim despre toate, vorbim și despre unul și despre alta. Noi știm cât e în lună și în stele. Doamne, te rog să ne ierți. Amin. Și ajută-ne, Doamne Dumnezeu nostru, ca dacă cineva să stârnească senzație în biserică, să stârnească senzație coborârea Duhului Sfânt. Iisus Hristos când trece printre rânduri, El să stârnească senzație și El să facă să fie vorbit și dacă e să deschizi gura, să deschizi gura că e Hristos Iisus în biserică. Amin. Șută-ne, Doamne! Eu binecuvântează-ne în privința aceasta. Unul dintre păstorii mei asistenți, de fapt, iar am spus o vorbă neadevărată, unul dintre păstorii din echipă, că n-am păstori asistenți,
Asta este o vorbă omenească scoasă de noi. Există păstori și atât, punct, da? Unul de păstorii din echipa cu care lucrez, într-o zi a sunat o soră. Ce, soră, nu prea mă simt bine și dacă te duci la biserică, te rog frumos, spune să facă și pentru mine o rugăciune. El este puțin cardiac cu inima. Și m-am dus la biserică, era într-o joi și la ora 6:30 vine o veste. Fratele păstor îi pe moarte. Așa m-am speriat că m-am dus afară de la rugăciune și i-am dat telefon. Și a zis, nu frate Florin, sunt bine, dar am avut niște palpitații. Păi zic, și de unde s-a scos vestea asta că ești pe moarte? A, păi nu știi frate, telefonul fără fir. Telefonul fără fir, nu? A fost văzut un om, a greșit. A fost văzut că a băut un pahar cu bere. La următorul băuse o sticlă. La următorul ăla se jură că l-a văzut cu o damigeană de țuică. Și până ajunge în biserică, e beat mote, e în coma alcoolică. Pentru că noi, adăugând lucrurile acestea, vorbim despre noi înșine. Adevărata inimă este inima lui Pavel, care a spus în felul următor: este vreo unul dintre voi în păcat și eu să nu ard? Mă doare când aud că un frate de-al meu e căzut. Nu mai am pace și nu mai am liniște. Trebuie să mă duc să stau de vorbă cu el, să mă rog. Dacă aud că cineva este în păcat, mă doare inima. Și pe tine? Ajută-ne, amin! Ajută-ne, Doamne, așa să facem! Femeia aceasta, dragii mei, când trecea pe uliță, așa cum spuneam, era senzație. Și, dragii mei, vă spun un lucru. De multe ori noi discutăm despre lucrurile acestea cu privire la alții și îmi spunea odată un frate păstor din părțile Aradului. A zis, frate Florin, eu am fost crescut într-o familie de pocăiți. De mic copil m-am dus la biserică, am fost la școala duminicală, m-am botezat, m-am pocăit, m-am botezat. Viața mea n-are nimic spectaculos în ea. Eu nu știu ce să spun unui om când e vorba despre mărturie. Eu n-am nicio mărturie. M-am crescut într-o familie de pocăiți și am mers în familia de pocăiți. Și n-am nimic. Și mă uit de multe ori cum în adunare vine câte un frate care mărturisește și spune: fraților, Iisus Hristos m-a salvat de beție, uite așa fraților, mă duceam din șanț în șanț și uite așa am făcut și am făcut. Și frații spun, mai zi frate, mai zi, cum e? Eu nu știu despre ce ascultăm noi, despre ceea ce El a făcut sau despre ceea ce Dumnezeu a făcut în dreptul Lui. Pentru că ceea ce trebuie să ne intereseze nu este câte șansuri a colindat, ci dacă Dumnezeu a lucrat și cum a lucrat. Ajută-ne, Doamne! Amin, Doamne. Nu să fim vânători de știri, ci să căutăm să vedem ce a lucrat Domnul. În dreptul ei, într-o zi, s-a oprit Iisus Hristos. Altfel, s-a oprit Domnul Iisus Hristos și sunt convins că femeia aceasta, așa cum se întâmplă cu multe dintre surorile care vin la biserică, poate atunci când ești luată în colimator și când cineva, când vii la biserică, tot timpul se uită urât la tine și oriunde îi sta, parcă nu-ți găsești starea. A venit la mine o soră și a zis, frate Florin, am stat pe primele rânduri, m-am mutat în spate. Din spate m-am mutat la balcon, de la balcon m-am mutat pe ultimul rând. Unde aș mai putea să stau? Pe hol? Zic, dar ce s-a întâmplat? E cineva care tot timpul vine la mine și îmi spune, ba o vorbă, bacă aia nu-i bună, bacă aia nu-i bună, bacă aia nu-i bună, bacă trebuie să fac asta, bacă trebuie să fac asta, nu știu unde să mai fug în biserică să mă ascund de ea. Și am zis, nu trebuie să mai fugi nicăieri, spune-mi numele ei, ca să fugă ea, să de vorbă, pentru că trebuie să ai tu treaba altuia, da? Aveți în biserică păstori și slujitori, este treaba lor să îndrepte ce este greșit. Nu-i treaba ta să te ocupi tu să faci în biserică ordine, că nu te-a chemat nimeni la lucrul ăsta. Pocăiește-te! Pentru cine zice amin? Pentru tine sau pentru ăla? Eu zic în dreptul meu, amin. S-a oprit Domnul Iisus Hristos în dreptul Mariei Magdalena și probabil așa cum era un om care este tot timpul vorbit, tot timpul rănit, știi cât de greu este să ajungi la inima unui om și să-l mai faci să fie interesat de vreo vorbă când totdeauna este lovit de altul? Nu mai crezi binele pe care vrea să ți-l facă cineva. Când vrea să-ți facă cineva un bine, îl întreb, dar cât costă binele ăsta pe care mi-l faci? Ca omul care ești mereu rănit de cei din jur, nici nu-ți mai vine să crezi vreodată că se poate întâmpla o altfel de lucru, un bine. S-a oprit Domnul Iisus Hristos la ea și Domnul Iisus Hristos i-a spus, eu sunt aici să-ți spun că am venit să te eliberez. De azi încolo tu poți să pleci ca un alt fel de om, că am înțeles ce este în viața ta.
Și să știi că mulți dintre oamenii pământului acestia nu sunt altfel decât tine. Li se pare numai că ei stau bine, li se pare numai că iau o traiectorie bună, dar mulți dintre ei sunt în aceeași situație. Diferența este că ei se văd buni. Pe când tu te vezi un om care ești prăbușit, dus Domnul Iisus Hristos la Maria Magdalena, s-a uitat cum numai El știe să se uite în ochii ei. Și femeia aceasta, când a văzut fața Domnului Iisus Hristos, în inima ei a prins nădejdea să înfiripe. Că atunci când îi vezi fața Domnului Iisus Hristos, este fața unui neprihănit. Ochii lui sunt ochi blânzi de miel și expresia lui este o expresie plină de lumină. Când te uiți la fața Domnului Iisus Hristos, înțelegi atunci că există rai. Când te uiți la fața Domnului Iisus Hristos, îți dai seama că există o șansă să te ridici, o șansă de iertare, o șansă de reabilitare. Când s-a uitat la fața Domnului Iisus Hristos, femeia aceasta pentru prima dată a început să-și pună în inima ei întrebarea: nu cumva s-ar putea să devin un alt fel de om de astăzi? Domnul Iisus Hristos a poruncit duhurilor necurate să plece și tot acești demoni au părăsit-o. Știi cum este dragul meu? Știi cum este dragul meu să stai o viață întreagă sub o povară? Știi cum este să porți cu tine păcatele în conștiință și în trup? Vreau să spun, dragul meu, că nimic nu atârnă mai greu decât o conștiință vinovată și încărcată. Nimic nu este mai împovărător decât amintirea rușinii pe care ai făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai greu pentru un om decât să poarte mereu și mereu în sufletul lui patimi ascunse, care se chinuie să le țină acolo nevăzute de nimeni, ca să nu fie dat de rușine. Dar Iisus Hristos a dus la ea țintă și a fost eliberată de sub puterea satanei. S-a ridicat de acolo și a zis: Doamne, simt că în inima mea s-a produs o transformare, simt că viața mea este o altfel de viață. În momentul când s-a ridicat, cu ea s-a întâmplat ceea ce spune Scriptura, un om născut din nou, din Duh și din adevăr, din sângele Domnului Iisus Hristos. S-a ridicat această femeie, s-a uitat la el și a zis: de azi încolo, oriunde vei merge tu, voi merge și eu. Oriunde vei poposi tu, voi poposi și eu. Oriunde vei sta, voi fi și eu acolo și orice vei face, eu voi fi pe urmele tale. Dacă e nevoie ca cineva să-ți gătească, eu voi fi femeia care îți voi găti. Dacă este nevoie ca cineva să-ți toarne apă pe mână, eu voi fi omul care îți voi turna apă pe mână. Pentru că știi de ce? Eu n-am pe nimeni pe pământul acesta. Din stânga și din dreapta a fost insultă și dispreț, din stânga și din dreapta acuze și vorbe, dar tu ești acela care m-a ridicat pe mine și de azi încolo vreau să plec pe drumul acesta și orice faci tu, eu sunt pe urmele tale. Aleluia! Glorie ție, Doamne! Vine un timp când, dragii mei, când fiecare dintre noi se confruntă cu probleme care nu le așteptăm. Necazul nu se programează, nu-ți dă telefon și spune: eu sunt necazul, pot să vin luni la tine la ora 4? Că dacă s-ar programa, îi spune: luni la ora 4 plec de acasă, nu te-ar mai găsi acasă. Nu se programează, el vine pe neașteptat. O să vă spun că într-o zi Maria Magdalena a auzit că Iisus Hristos, profetul, a fost judecat și condamnat la moarte. I s-a dat o sentință de crucificare, o moarte rușinoasă pentru timpul acela. Femeia aceasta, când a auzit că Iisus Hristos va fi răstignit, a plecat imediat pe urmele lui, a ajuns acolo pe dealul Căpățânii și a văzut cum singurul, unicul care s-a oprit în dreptul ei și a arătat milă, singurul care a avut putere să o înțeleagă și să o ridice și să o elibereze, este străpuns acolo pe cuie, țintuit pe cruce și într-un final și-a dat Duhul. Femeia aceasta, când a văzut că acela singurul, unicul ei prieten, unicul învățător, unicul care o înțelegea, a fost depus într-un sicriu, a fost dus acolo într-o groapă, femeia aceea din momentul acela a fost un om care n-a mai avut nicio țintă, n-a mai avut niciun rost, n-a mai avut absolut nimic pentru ce să trăiască. O să spui: de unde știi dumneata lucrurile acestea? Pentru că Biblia spune, dragii mei, că în ziua din tâi a învierii, duminică, încă pe când era noapte, Maria Magdalena a ieșit din casă.
Și haideți să vă spun, dragii mei, ceea ce poate de multe ori nu citim printre rândurile Scripturii. Femeia aceasta, din momentul în care Iisus Hristos a fost depus în mormânt, s-a uitat la toate lucrurile din jurul ei și a zis: nimic din viața mea nu mai are valoare. S-a uitat la casa aceea mare sau mică în care locuia ea și a zis: nu are niciun sens să stau în casa aceasta, nici patul nu mai îmi dă odihnă. Încă de când era întuneric afară, i-a ieșit și s-a dus, pentru că trecuse rânduiala sabatică, s-a dus la mormântul Domnului Iisus Hristos, s-a dus acolo să poată plânge, s-a dus acolo cu un delemn, să poată să ungă trupul neînsuflețit. Și acum vreau să vin, dragii mei, la noi și să întreb în seara aceasta și să întreb pe fiecare dintre noi: așa este alergarea noastră după Iisus Hristos? Dumnezeu din cer te-a mântuit pe tine. Dumnezeu din cer te-a scos din groapa mocirlei. E singurul care ți-a arătat o dragoste care n-a fost luată de la tine. Este singurul care te-a înțeles în toate aspectele vieții tale. Este singurul care ți-a dat binețe atunci când poate oamenii ți-au întors spatele. Și vine ceasul, dragul meu, când poate fiecare dintre noi simte că viața o ia într-o direcție, simte că rugăciunea este neascultată, simte că parcă s-a oprit undeva. Ce fac eu și ce faci tu? Ai casă și am casă. Te duci în seara asta la tine acasă, intri în casă. Eu, dacă Dumnezeu mă ajută, o să intru mâine seară. Intri în casa ta și o ai. Are pereți, are mochetă, are acoperiș, are pat, are mobilă, are ce ai vrut tu, are lucrurile pe care te-ai îngrijit tu să le aibă. Ai frigider, ai mașină de spălat, ai aragaz și mai ce vrei tu să ai acasă. Femeia aceasta a zis: casa asta mi se pare fără rost, pentru că Iisus Hristos e în mormânt. Casa asta mi se pare fără rost pentru că nu mai este Domnul Iisus Hristos. Nimic nu mi se pare că mai are rost în viața mea pentru că nu mai este Iisus Hristos. Nimic din ce trăiesc eu nu mi se mai pare că mai are vreo importanță pentru că nu mai este Iisus Hristos. Și nimic din ceea ce fac nu mai are vreun sens pentru că nu mai este Iisus Hristos. Tot ce făceam și ceea ce eram se învârtea în jurul lui Iisus Hristos. Tot ceea ce dădea sens și consistență vieții mele era că slujeam Domnului Iisus Hristos. Tot ceea ce mă făcea să mă ridic dimineața din pat și să merg înainte era gândul că mă întâlnesc cu El, era gândul că voi sta cu El, că eu să-i ascult cuvintele sale. Singurul care putea să dea sens vieții mele. Și a zis: ce rost are să stau în casa asta? Ce rost are să mă prefac că pot să mă odihnesc, că nu pot să mă odihnesc? Eu mă mir, dragii mei, și vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, mă mir de atâția oameni, mă mir de prieteni, mă mir de colegi, mă mir de oameni care stau în mijlocul lucrurilor. Ei cred că au multe lucruri, mă mir de faptul că strângem lucruri, mă mir de faptul că ne-am înconjurat de atâtea lucruri și mă întreb în seara aceasta și te întreb cu sinceritate și pe tine, mă mir că avem atâtea lucruri, dar mă întreb dacă lucrurile pe care le avem noi sunt lucruri pe care le avem și în același timp îl avem și pe Iisus Hristos cu noi. A plecat femeia aceea din casă și spune cuvântul lui Dumnezeu că împreună cu ea a plecat și alte femei. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu că spune cuvântul Domnului că, dacă vei citi toate evanghelele, vei afla că, deși a plecat împreună cu alte femei, ea a ajuns prima la mormânt. Ți-ai pus întrebarea de ce a ajuns ea prima la mormânt? Ți-ai pus întrebarea de ce? Pentru că atunci când este să te întâlnești cu ceea ce îți place ție, iuțești pasul. Dacă îți place un meci de fotbal și știi că este la 10 minute după ce se termină biserica, la fix a ieșit afară și alergi repede acasă că pierzi meci. Dacă îți place o telenovelă, faci tu ce faci și gătești până la ora la care începe telenovela și când începe telenovela ești acolo că ți-e place, te grăbești. Când este vorba să mergi prin oraș, și știi tu că este o vitrină acolo unde este un lucru care îți place ție, o pereche de sandale, o poșetă, mai știu eu ce. Când ajungi în preajma vitrinei cu 10 pași mai înainte, uite așa iuțești pași. Te grăbești să ajungi acolo să te uiți. Întotdeauna o să alergăm mai repede către lucrurile pe care le iubim. Și lucrurile pe care nu le iubim, uite așa luăm un ocol.
Și te iubesc eu, draga mea, așa mi-e de dor să ajung acasă, fac 10 ore până ajung. Nu mai pot de dorul tău. Dar s-a terminat biserica la 8, pe unde ai fost? A, nu știu, a fost aglomerat în trafic, dar 2 ore ți-a luat. Când iubești un lucru, dragul meu, scurtezi distanța între tine și lucrul pe care îl iubești. În seara aceasta vreau să te provoc și să te întreb care este lucrul către care alergi tu. Băieților, tinerilor, luni după amiază, nu știu, se strânge biserica, tinerii se strâng la un meci de fotbal. Să vezi cum alergi, să vezi cum te duci să-ți iei echipamentul. Mai întârzi tu la biserică, dacă e vorba de un fotbal, să-i rupe picioarele numai să ajungi la vreme. Pentru că așa e omul, lucrurile pe care le iubește, alea sunt lucrurile către care aleargă. Și Maria Magdalena, când a plecat de acasă, mergea în cadență cu celelalte femei, dar în momentul în care ea alerga către mormânt, deodată i-a ajuns înaintea celorlalte, ele vorbeau între ele, dar Maria Magdalena avea în inima ei un dor și a început să meargă din ce în ce mai repede. E rugăciune în casa Domnului, marți. Cum vii? Uite așa, agale. Lasă că poate încep alții. Asta mai prind o rugăciune la final, dar am fost la biserică la rugăciune. Nu, să alergi dacă ești un om care iubești rugăciunea. Amin? Amin. Mă duc la serviciu. Dacă sunt pocăit, când mă duc la serviciu, n-am niciun motiv să-mi fie teamă. Dacă aud că șeful este în birou, acolo unde lucrez eu, și dacă nu sunt așa cum trebuie, îmi găsesc de lucru pe jos, pe la intrare. Brusc așa îmi dau seama că trebuie să mă uit la geamul ăla din stânga, așa are niște lucruri la care trebuie să mă uit eu și evit să mă întâlnesc. Vii în biserică și tu știi că la ora, cât la dumneavoastră, la 7 sau la 6 se urcă păstorul la amvon. Păi dacă la ora 6 se urcă păstorul la amvon, eu vin la 6:05 ca nu cumva să-l prind la ușă. Aș vrea din toată inima, dragul meu, în această seară să-ți faci o verificare și să-ți dai seama către ce aleargă picioarele tale. Că funcție de viteza pe care o ai, așa sunt lucrurile pe care le iubești. Știai lucrul ăsta? Te surprinzi că în ultima perioadă ajungi greu la biserică, îți vine greu să urci scările astea, îți vine greu să pleci de acasă? Înseamnă că nu iubești biserica, stai cu minte, stai liniștit, e numai o poveste. Tu trebuie să pleci de acasă cu un foc în inimă că la biserică te întâlnești cu Dumnezeu dacă îl iubești. Și dacă mergi agale ca unul care știe că trebuie să faci un sacrificiu, tu nu iubești biserica. Dacă în drumul tău spre casă te oprești de 10 ori să nu știu ce să mai faci, înseamnă că tu n-ai în inima ta un dor pentru soție și pentru copii, așa cum spui cu gura că l-ai. Și dacă nu te mai dai plecat de la prietenii tăi și tot rămâi acolo cu ei și discuți zeci de lucruri, da? Înseamnă că pe ei iubești mai mult decât orice. Iubești statul de vorbă cu ei. A ajuns Maria Magdalena la mormânt și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a ajuns, a văzut că acolo Domnul Iisus nu mai era. S-a dus imediat să dea de veste că nu mai este Domnul Iisus Hristos în mormânt. S-a dus să dea de veste mai întâi autorității lui Simon Petru. Termin imediat, mai aveți puțină răbdare. S-a dus să dea de veste mai întâi lui Simon Petru și apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că într-un mod cu totul și cu totul excepțional, face o subliniere, s-a dus la Ioan, la ucenicul Ioan, s-a dus la ucenicul Ioan. S-a dus la el și lumea lor doi le-a spus: nu este Domnul în mormânt. Ți-ai pus întrebarea de ce a vorbit cu Simon și cu Ioan? A vorbit cu Simon pentru că este autoritatea și dumneavoastră trebuie să informeze autoritatea. Dar s-a dus la Ioan pentru că ea știa că Ioan este ucenicul iubit. Și pentru că, dragii mei, întotdeauna vom alerga la aceia care ne înțeleg ce spunem noi. S-a dus la Ioan și a zis: nu mai este Domnul Iisus Hristos în mormânt, mormântul este gol. Pentru că atunci când împărtășești cu un om același dor, aceeași dragoste, întotdeauna cauți să fii cu el. S-a dus la Ioan pentru că a tras nădejde că Ioan o înțelege. Maria Magdalena
Era un om care îl iubea pe Domnul Iisus Hristos și ea știa că Ioan îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. S-a dus la el pentru că știa că Ioan este și el un iubitor de Iisus Hristos. Știi cum arată prieteniile noastre? Prieteniile noastre arată exact cum este dragostea noastră. Dacă suntem prieteni cu oamenii care bârfesc, e pentru că noi înșine suntem bârfitori. Dacă suntem prieteni cu anumiți oameni, ascultă-mă, eu mă uit la prietenul tău, la camaradul tău și eu îți spun cine ești tu. Omul care este aspru se împrietenește cu oamenii care sunt aspri. Omul care este dur se împrietenește cu oamenii care sunt duri. Oamenii care vin în biserică și la un moment dat spun, vă supărați pe mine, acum aveți voie să vă supărați. Oamenii care vin în biserică și zic că nu e bine să porți cravată, se vor împrieteni cu aia care nu poartă cravat. Seamănă întotdeauna prietenia noastră cu inima noastră. A alergat acolo unde s-a crezut că este înțeleasă. Și întotdeauna și tu alergi acolo unde crezi că ești înțeles. Îmi spunea cineva, nu pot să-mi las prietenii din lume. Pentru că eu nu cred că Domnul Iisus Hristos ar dori să-mi las prietenii din lume odată ce m-am pocăit. Serios? După care teologie? După teologia asta. Păi dacă iubești pe Domnul Iisus Hristos, o să iubești ce iubește Domnul Iisus Hristos. Și prieteniile tale o să semene cu prieteniile Domnului Iisus Hristos. Așa-i? Tu mai degrabă vrei să spui că în privința aceasta nu ești pocăit pe de-a-ntregul și că nu te poți lăsa de anumite lucruri. Că îți găsești mai drag să ieși cu prietenii tăi. Eu vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, cum este bine să fii ucenic al Domnului Iisus Hristos sau partizan al Domnului Iisus Hristos? E vreo diferență? E o diferență că partizanii totdeauna au de luptat ei pentru ceva în biserică. Pe când ucenicii se străduiesc să-i fie pe plac învățătorului. Nu partizanate, ci părtășie, a zis Domnul să avem, amin? Femeia aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a dat de știre lui Ioan și lui Petru, n-a rămas acolo să discute, să comenteze, spune Biblia că i-a întors. S-a întors la mormânt. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a întors la mormânt, ședea afară și plângea. Eu nu plec acasă până nu ceva se întâmplă cu mine. Eu am plecat de acasă și am lăsat casa, știu cum este casa mea. Casa mea este așa cum este, dar nu Iisus acolo. Unde să mă întorc? Cobor scările bisericii ăsteia, mă duc pe trotuar și reîncep viața aia pe care o știu. Eu știu cum arată viața mea. Maria Magdalena a rămas afară lângă mormânt și plângea, și plângea, și plângea. Pentru că în inima ei avea un dor. Pentru că dorea să se întâlnească, să se întâlnească cu Iisus Hristos. La un moment dat, atunci când Maria Magdalena stătea lângă mormânt și plângea, este singurul lucru pentru care Dumnezeu din cer nu poate să rămână indiferent, să plângi în tăcere. Nu să plângi atunci când se uită altul la tine. Nu să plângi de ciudă că nu ți-au ieșit ție planurile. Să plângi de dor după Domnul Iisus Hristos. Să plângi pentru că în inima ta este un dor după acela care te poate ridica, un dor după Iisus Hristos care a dat vieții tale sens. Ședea afară și plângea, plângea și atunci Iisus Hristos s-a apropiat de ea și a întrebat-o, așa cum întreabă El mereu, de ce plângi, femeie? Plâng pentru că nu știu unde l-au pus pe Domnul. A crezut că este grădinarul, că așa este când ai lacrimi pe ochi, nu mai vezi așa de clar lucrurile. Și atunci, în marea lui milă, Domnul Iisus Hristos n-a făcut decât un singur lucru. I-a zis, Marie. E cuvântul care o să rămână peste veacuri. Și este cuvântul cu care te va întâmpina Domnul Iisus Hristos acasă.
Am întrebat de nu știu câte ori în tabăra aceasta pe unul și pe altul, cum ai zis că te cheamă? Mă cheamă așa, am uitat, iar am zis, cum te cheamă? Mă cheamă așa, zic, iartă-mă că n-am ținut minte. Domnul Iisus Hristos n-a uitat că pe Maria o chema Maria. Și a zis, Marie. Și atunci a ridicat capul, pentru că atunci când îți pronunță Domnul Iisus Hristos numele, ridici capul. S-a uitat la Domnul Iisus Hristos și a exclamat și a zis, Rabuni, și cât de dor mi-a fost de tine. Știi ce a fost în viața mea în aceste zile cât ai lipsit tu? Știi cum e casa mea când tu nu ești acolo? Știi cum e viața mea când tu nu ești prezent în ea? Nu mai pleci niciodată, să nu mai faci lucrul ăsta, să nu mai pleci din viața mea niciodată. Pentru că tot ce am trăit zilele acestea este ceva ce n-aș mai vrea să trăiesc niciodată. Fără tine nu-mi găsesc locul, nu mai pot să mă odihnesc. Fără tine totul este gol. Și atunci se întâmplă un fapt uimitor, dragii mei, un fapt de neexplicat. Maria se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos. Ce poți să faci când Domnul Iisus Hristos este în fața ta? Nu știu dacă vreunul dintre noi în această seară, dacă ar sta față în față cu Domnul Iisus Hristos, ar sta în picioare. Poate că toți ne-am prăbușit la picioarele Lui, așa-i? În momentul în care s-a prăbușit și a dat să cuprindă picioarele Domnului Iisus Hristos, cu blândețe, stăpânul i-a zis, nu mă ține, Marie, nu mă ține, că nu m-am urcat încă la Tatăl. Am stat și m-am gândit și vreau să vă spun că n-am înțeles lucrul acesta, pentru că Domnul Iisus Hristos, într-o altă împrejurare, doar la o săptămână, îi spune lui Toma, vino și pune-ți mâna aici, pipăie, i-a dat voie lui Toma să-l atingă și femeia acesteia care l-a căutat ca o disperată, fiindcă îl iubea, nu i-a dat voie să-l țină. Nu înțeleg de ce lui Toma i-a dat voie să-l atingă și femeia acesteia nu i-a dat voie să-l țin. Dar am înțeles, dragii mei, că după ce a zis nu mă ține, i-a mai spus câteva vorbe. Zis, ci du-te la frații mei și spune-le că am înviat dintre morți. Este prima dată consemnată în Scriptură când Domnul Iisus Hristos numește ucenicii frați. Nu mai sunt ucenici, sunt frați, prima dată când menționează lucrul ăsta. Și asta însemnează, dragii mei, că Domnul Iisus Hristos i-a spus, Marie, m-am arătat vieții tale și m-am arătat ție, omule care ești în această seară, când toți te arătau cu degetul, când nimeni din cei ce erau împrejurul tău nu ți-au arătat decât dispreț, am venit la tine, te-am ridicat și am arătat că pentru mine tu ai preț. Pentru Dumnezeu ai un preț. Prețul acesta este atât de mare că a fost dispus să moară la cruce pentru tine și pentru mine. El m-a eliberat, El te-a eliberat. Domnul Iisus Hristos este acela care îmi poartă de grijă. E singurul care mă iubește așa cum sunt eu. Marie, ți-am auzit plânsul? Ți-am văzut frământarea, am văzut că nu poți să stai fără mine, am văzut cum alergai spre mormânt, am auzit suspinul tău, am venit la tine și spun acum, nu mă ține. Eu nu sunt un Dumnezeu care să pot să fiu confiscat, nu pot să fiu confiscat nici de o confesiune, nu pot să fiu confiscat nici măcar de un singur om, ci du-te și spune fraților tăi și spune tuturor că eu sunt viu, și vestește tuturor că Dumnezeul tău este viu. Du-te și spune tuturor ce ți-a făcut ție Dumnezeul tău și mărturisește pretutindeni că eu sunt acela care te-am ridicat, pentru că niciodată, niciodată n-am să mai plec de la tine. Voi fi prezent în viața ta prin părtășia frățească, prin cuvântul Domnului și prin Duhul Sfânt. Aleluia! Dacă vrei, putem să facem din Dumnezeu puterea care ne rezolvă nouă problemele. Dacă vrei, ne putem limita la atâta, să vii la biserică și să spui, Doamne, ajută-mă cu asta, ajută-mă cu asta, ajută-mă cu asta.
Rezolvăm problema asta, rezolvăm problema asta. Dacă vrei, poate să fie și așa Dumnezeu pentru tine. Dar vreau să spun, dragul meu, că tu nu-L cunoști pe Dumnezeu dacă la asta ne limităm. Vreau să-ți vorbesc în seara aceasta, îmi pare rău că stau aici și sunt prins de amvonul ăsta, aș coborâ să te bat pe umăr. Aș vrea să spun în seara aceasta, dragul meu, că adevăratul credincios și omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu este mistuit de un dor după El 24 de ore din 24. Tu nu iei pauză de la Dumnezeu niciodată. Nu există cu Dumnezeu pauză și nu există cu Dumnezeu vreme de relaxare. Acum las puțin deoparte, mă ocup de ale mele. Mă uit la oameni și stau de vorbă cu ei și îmi spun, frate Florin, acum am de făcut o casă, acum am să mă însor, acum am de rezolvat problema aceasta și după aceea voi face și eu poate ceea ce trebuie. Vreau să spun, dragul meu, că râde diavolul de tine. Eu vreau să spun următorul lucru, eu nu pot să spun care este cel mai bun plan pentru viața ta și n-aș fi în stare să spun în această seară, ia-o la stânga, ia-o la dreapta, fă business-ul ăsta sau nu fă business-ul ăsta. Eu nu pot să spun decât o singur lucru, dacă există vreun singur moment în viața ta în care nu simți lipsa Domnului Iisus Hristos, nimic din ce faci tu n-are sens. Dumnezeu nu-ți dă în mână o hartă și să spună ia-o la stânga, ia-o la dreapta, zidește acoperișul ăsta, fă afacerea asta. Dumnezeu îți spune un singur lucru. Să rămâi cu mine 24 de ore din 24. Dacă în inima ta este după Dumnezeu un dor, o dragoste, care să nu pălească niciodată, în orice direcție te vei duce, Dumnezeu va fi cu tine. Înțelegi ce spune ție? Șută-ne, Doamne! Câte fapte bune, Doamne, să fac ca să ajung în cer? E bine dacă fac 4 pe zi? Cât să dau, Doamne, din grosimea portofelului? Un sfert e bine? Ajung în cer? Poți să faci multe calcule, dragul meu, dar eu să spun ce trebuie să faci. Eu cred că mâine dimineață când mă voi duce spre casă, voi sta în avion și voi fi deasupra norilor, și o să mă gândesc la Domnul meu și la tot ce s-a întâmplat în zilele acestea și sunt absolut convins. Poate dă Domnul izbăvire. Aleluia! Spuneam că voi sta mâine deasupra norilor și mă voi gândi la toate fețele de tineri care ne-au trecut prin fața ochilor. Am plâns împreună cu unii dintre ei și ne-am rugat în perioada aceasta. Și apoi mă voi gândi la cei de acasă, mă voi gândi la soție și la copiii care mă așteaptă și voi spuneți mulțumesc Dumnezeule pentru ei. O să ajung acasă și la 6 după amiaza este rugăciunea. Sunt câteva sute de frați și surori care așteaptă să ne rugăm împreună. Și o să mă duc cu bucurie pentru că simt că sunt plin în momentul acesta. Marți o să iau de la capăt și trebuie să mă duc la serviciu. Și o să ajung la serviciu și când o să plec cu mașina pe stradă, în drum spre serviciu, o să mă gândesc că este o zi în care Dumnezeu mi-a dat sănătate și putere și că m-a așteptat să mă ridic din pat. O să mă duc la serviciu unde am 230 de copii. Abia aștept să le văd fețele și să mă întâlnesc cu ei și să-i privesc în ochi. O să vină ziua de marți după amiază când mă duc la consiliere la biserică și acolo să stau de vorbă cu oameni care au necazuri. O să vină ziua de miercuri când avem din nou rugăciune la biserică și mă duc acolo pentru că miercuri venim cu cereri concrete înaintea lui Dumnezeu. Vine joi când mă întâlnesc din nou la biserică cu oamenii și vineri din nou când avem studiu de ucenicizare și uite așa în fiecare zi o să fac câte ceva gândindu-mă la Dumnezeu și spunându-i Doamne te rog frumos să-mi dai putere și o să trăiesc în felul acesta spunând în fiecare zi meriți Doamne să fii lăudat și îți mulțumesc pentru copii și pentru soție și pentru pâine și uite așa mergând în fiecare zi cu Dumnezeu într-o zi o să mă trezesc acasă în rai pentru că nu sunt contabil spiritual și nu contează să am un calculator să contabilizez faptele, contează să te lași purta de un dor și tot ce faci în fiecare zi să faci cu gândul la Domnul Iisus Hristos străduindu-te să-ți iasă mâine mai bine decât ți-a ieșit azi.
Eu vreau să spun, dragul meu, că nu trebuie să stai și să te întrebi așa cu frica în sân dacă trebuie să fac asta sau dacă trebuie să fac asta. Nu știu să mă însor cu Ioana sau să mă însor cu Vasilica. Să mă duc în Belgia sau să mă duc în Spania, să mă fac aviator sau să mă fac, ce să mă fac, spărgător de lemne. O să spui, dar ce spui tu acum aici? Eu spun un singur lucru, dragul meu, umblă cu Iisus Hristos și Iisus Hristos o să umble cu tine. Nu te va lăsa El să faci dreapta dacă știe că nu-i bine. Nu te va lăsa El să faci stânga dacă știe că nu-i bine. Atunci când ești al Domnului Iisus Hristos și toată viața ta este o viață în care El are prima poziție oriunde vei merge, Dumnezeu din cer te va binecuvânta. Vei fi copil de Dumnezeu în Belgia, vei fi copil de Dumnezeu în România, vei fi copil de Dumnezeu în stradă, vei fi copil de Dumnezeu la locul de muncă, vei fi copil de Dumnezeu în orice împrejurare. Vreau în seara asta să spun despre un singur lucru, să ne îndrăgostim de Dumnezeu. Și dacă în inima noastră dragostea aceasta a scăzut, atunci haideți, dragii mei, să ne aducem aminte și vreau să te provoc în seara asta. Vreau să te provoc în seara asta. De ce să-ți aduci aminte? De iad. Să aduci aminte de iad, că acolo era locul unde eu mă duceam. Să aduci aminte de iad. Să aduci aminte de moarte. Vreau să spun în seara aceasta un lucru. Să nu spună mie cineva că e vreun om care nu e frică de moarte. O să spui, nu mi-e frică de moarte că a trăit este Hristos. Dar este adevărat. Dar în inima noastră, în mod real, suntem neliniștiți cu privire la gândul morții. Mulți dintre noi, nu zic că toți. Vreau să-ți dau în seara aceasta o veste bună ca să te îndrăgostești de Domnul Iisus Hristos. Știi tu că tu nu o să vezi moartea? Știi că nu o să vezi moartea? O să spui, cum așa nu văd moartea? Păi, când o să vină moartea la tine și o să vrea să intre în casă sau la spital sau pe patul unde ești, o să vrea să intre și nu poate. Pentru că acolo va sta scris proprietatea Domnului Iisus Hristos. Și va fi sângele Domnului Iisus Hristos acolo și nu poate să intre moartea. Pentru că puterea morții, boldul morții, păcatul. Și dacă ți-ai rezolvat problema, moartea nu mai are autoritatea asupra ta. Trupul ăsta va cădea în țărână, că e scris. Dar tu când vei da trupul acesta țărânei, sufletul și Duhul vor vedea pe Domnul Iisus Hristos cum te așteaptă. Pentru că atunci când Ștefan își dădea sufletul și Duhul, el n-a văzut moartea nici cu coasă, nici în pelerină neagră, ci a văzut pe Domnul Iisus Hristos așteptându-L să-L primească slav. De ce să-L iubești pe Iisus Hristos? Pentru că ți-a rezervat un loc la lojă. Singurul moment când o să vezi moartea, o să fie la lojă cu biserica, când o să arunce moartea și prorocul mincinos și pe satana în iazul cu foc. Aleluia! Când o să arunce moartea, tu stai acolo sus la lojă și te uiți cum aruncă moartea în iazul de foc. Tu n-ai treabă cu ea. Tu nu mori. Asupra trupului acestuia mai are putere moartea, ca să se împlinească legea, din țărână am fost luat, în țărână ne vom întoarce, dar eu vreau să dau trupul ăsta jos, așa spunea Pavel, și să mă îmbrac cu nemurirea. Aș vrea, dragii mei, în seara aceasta să ne gândim la următorul lucru, decât să ne gândim la un Dumnezeu care să ne deseneze o hartă, mai bine să ne gândim la un Dumnezeu care să umble cu noi. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Aș vrea în seara aceasta să cântăm împreună o cântare. De joi seara mă tot gândesc la ea. Sper să o putem cânta în această seară. Haideți puțin să lăsăm inimile noastre în prezența lui Dumnezeu. Să facem puțină liniște. Puțin, foarte puțin și apoi vom pleca. De câți ani ești pocăit? De un an? De doi? De cinci? De zeci? 15, 20, 30? Când spun în biserică cuvântul acesta,
să ne întoarcem la dragostea din tâi, vuiește biserica de amin. Când spun să ne întoarcem la dragostea din tâi, vuiește biserica de amin. Și oamenii spun amin. Pentru că venim la biserică, dragii mei, și are loc un paradox, o contradicție. Cu cât vii mai mult la Dumnezeu, cu atâta îți dai seama că tu astăzi ești mai rece decât în ziua când ai intrat prima dată. Ești un om cinstit cu tine și cu Dumnezeu în seara asta. Recunoaștem că mulți dintre noi acum se simt mai obosiți decât se simțeau poate atunci când erau la începuturi. De mulți dintre noi ne simțim în această seară mai puțin dornici de Dumnezeu decât am fost odinioară. Și nu știu dacă este drept să ne purtăm așa cu Dumnezeu. Noi spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat și drept spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat, dar așteaptă Dumnezeu din cer ca într-o zi să te aprinzi de dragoste pentru El. Să mai trăiești și pentru Dumnezeu, nu numai pentru Cezar. Nu mă interesează în seara asta care este slujba ta în biserică, nu mă interesează de câți ani ești în cor, nu mă interesează cât ai făcut pentru Dumnezeu până acum, nu mă interesează câte fapte ai făcut, mă interesează să răspund sincer la o simplă întrebare. Îți este dor de Domnul Iisus Hristos? Tresaltă inima în tine de dor după El? Când te gândești la Domnul Iisus Hristos, inima ta nu mai poate de dor după El? Pentru că dacă nu tresare sufletul în tine, dragul meu, ori ești obosit, ori ești frământat, ori ești îngrijorat, ori ești prăfuit, ori se întâmplă că ai făcut pași departe de Domnul. M-am întâlnit cu tinerii, o parte dintre tinerii de la noi din biserică, care au venit din misiune. M-am întâlnit cu ei și au început să spună aleluia, frate Florin, slăvit să fie Dumnezeu. Mă uitam la ei, aproape că n-ai fi înțeles ce spun. Unul plângea, altul râdea, erau cu mâinile pe sus. Dumnezeu a lucrat, s-au întors oameni la Domnul. Dumnezeu a vindecat în parc oameni bolnavi. Când vorbeau, vorbeau ceva care poate pentru omul de rând nu pare de înțeles. Vorbesc despre o biserică în care să clocotească dragostea Domnului Iisus. Vorbesc despre tine, dragul meu, care în seara aceasta trebuie să te întrebi bine ce simți tu pentru Domnul Iisus Hristos. Tu crezi că o să ajungi în cer numai respectând niște norme și respectând niște reguli? O să ajungi în cer dacă ai inimă dragoste pentru Dumnezeu. Putem să fim punctuali la biserică și să nu iubim pe Dumnezeu. Putem să predicăm din Biblie și să nu iubim pe Dumnezeu. Putem să ne rugăm cu gura și să nu-L iubim pe Dumnezeu. Aș vrea din toată inima în această seară un singur lucru să facă Domnul, să-ți vorbească, să te îndrăgostești de El. Ți-aduce aminte de chipul Domnului Iisus Hristos la Golgota, încurnat cu curuna de spini și roia sângele pe El, străpuns în mâini și în picioare, bătut sub arșița soarelui, a stat acolo fiindcă te-a iubit. Fă-ți un test. Când eu îți spun cuvintele astea, o spui de câte ori am auzit-o. Nu simți în inima ta ca o eco, așa-i? Să ne ierte Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta, dragii mei, stând înaintea acestui Dumnezeu care măsoară cerul și pământul, aș vrea cu aceia dintre dumneavoastră care chiar în mod adevărat simt lucrul ăsta, ceilalți poți să pleci. Nu te fă că faci. Dacă vrei să rămâi, rămâi pentru Domnul Dumnezeu și pentru viața ta. Aș vrea să cântăm o cântare. La tine vin și îmi cer iertare. Nu știu să cânt altă cântare. Eu sunt așa de consecvent cântărilor. Cântarea aceasta spune, la tine vin și îmi cer iertare. Adică e cazul să ne cerem iertare Domnului în seara aceasta. Adică e cazul să-i spunem Domnului în această seară, Doamne, avem, Doamne, chimval, dar cam zângăne. Ajută-ne, Doamne, să fie o melodie frumoasă în inima noastră pentru Tine.
Haideți să cântăm această cântare. Eu cred că este cunoscută, așa-i? Este cunoscută cântarea. Haideți să o cântăm, să o cântăm.